Recunosc că am fost uluit de faptul că, într-un timp atât de scurt, părintele Dionisie a ieșit practic la lumină, pentru că întreaga lui viață s-a desfășurat departe de ochii lumii și el însuși a ținut să ducă o viață de pusnic autentic și se ferea de orice publicitate și chiar multă vreme a fost necunoscut. Și cunoscându-i acum viața, cunoscând tot ce a însemnat pentru cei care l-au cunoscut, cât de mult i-a ajutat duhovnicește, cred că Dumnezeu a ținut să-l scoată în față, tocmai pentru că cred că va juca un rol, să zicem, foarte important în economia duhovnicească a acestor vremuri. Părintele Dionisie a fost supranumit mânghietorul de suflete, adică era recunoscut pentru această harismă de a reuși să scoată oamenii din situații foarte grele sufletește, din deznădejde, din potigniri duhovnicești. Și atunci cred că Dumnezeu vrea să-l facă cunoscut, pentru că în vremurile astea în care trăim, vremuri de tulburare sufletească, vremuri de nesiguranță, s-a și spus că secolul 21 este secolul în care boala, să zicem, predominantă este depresia. Și cred că Părintele Dionisie va fi acel sfânt, grabnic mânghietor și grabnic ajutător pentru omul contemporan, omul modern, omul zbuciumat, omul chinuit sufletește, pentru cei care sunt apăsați de deznădejde, de depresii, de anxietăți, de fobie. Cred că, fiind cunoscut pentru sensibilitatea lui duhovnicească, pentru această harismă a mângâierii, a vindecării sufletelor, va fi poate, cred că, sfântul la care va apela tot credinciosul și nu numai, care va fi, să zicem, afectat de tot tumultul acestor vremuri. Prezența lui este mult mai fermă acum decât atunci când l-am trăit alături de el. Adică în momente de cumpănă, în momente când sunt dezorientat. Îmi place să zic că la micul nostru cimitir, oamenii acolo sunt mult mai vii decât cei care sunt cu adevărat vii. Întotdeauna am avut răspuns de la părintele, întotdeauna am avut mângâiere în momente când aveam nevoie de așa ceva. Cu siguranță că părintele, prin strădanile lui, a reușit să facă plăcut lui Dumnezeu și cred eu, cum mulți dintre cei care l-au cunoscut o spun și cred acest lucru, prin faptul că l-am cunoscut, avem pe cineva aproape de Dumnezeu care să ducă în fața lui Dumnezeu problemele noastre, rugămintele noastre, un mijlocitor care pe mulți am auzit spunând că îl socotesc că este sfânt, cu siguranță că ne ajută pe toți, pe toți cei din neamul nostru în special. Chiar spunea cineva, zice, să fiți bucuroși că aveți un mijlocitor în fața lui Dumnezeu.